Salutare lume, eu sunt Mircea vs. Sol și astăzi vă voi arăta un hack pentru Need for Speed World. Să-i dăm drumul. În confă îl am pe... Zis numele, băi! The Dark Knight. Ești? Și voi încerca un Lamborghini Aventador. Super tare hack-ul. Enter World. Și la câte like-uri îl punem? Depinde. Și când ne hotărâm, vă lăsăm un link pe Mediafire sau pe altceva și vă dăm hack-ul. Sau pe RGHost. Sau pe Firehost, sau pe 4Share, sau pe multe. Sau pe Torrent. Deci în momentul ăsta am un Turbo S și mi-l transform în orice mașină, deci în absolut orice mașină. Ceilalți player nu te pot vedea, te văd ca și cum ar fi mașina ta, dar vă spun că merge. Mircea, ia tu acel Mazda care prinde 600 la oră. Nu, că este altfel. A, e celălalt? Uh-huh. A, îți poți selecta orice mașină vrei tu. Deci apeși F1. Bine, gata, mai taci, că lumea deja vede de la ce mașină am. Ce... Da. Eu merg cu un Carrera GT. Am plătit de Carrera. Ce mașină e asta, bă? Să mor eu, bă. Deci n-am mai văzut așa de ăsta. Și ce om cu cască, bă. Bă, cum să zici că e furtoane, ferește, mă. Bă, deci cum să porți la cum să porți cască când mergi cu Mercedes-ul? Da. Dar partea tare e că n-are Mercedes-ul, n-are dar nici parbriz. Și e ca un fel de sac, ești prost, te bagi înăuntru acolo.